De la carte am ajuns la teatru. De la teatru am ajuns într-o galerie de expoziție. De la galeria de expoziție mergem să vedem un film. Este vorba despre premiera filmului românesc Povestea unui pier de vară, în regia lui Paul Negoescu, care de altfel este și scenaristul și producătorul acestui film. În rolul principal îl veți regăsi pe Alexandru Papadopol, iar despre film o să vedeți ce ne spune fiecare în parte în următoarele minute. Bună seara, mergem la film. Mergem la o premieră românească. Este un film bun pe care noi vi-l recomandăm. Iată-te încă o dată la o altă premieră. Un film despre care s-a vorbit în perioada asta destul de mult și spun sigur pentru că și eu știu despre el. Spune-ne, te rog, în primul rând, de unde ți-a venit ideea acestui film și apoi discutăm mai departe de construcția filmului din punctul tău de vedere, și ca scenarist și ca regizor. Bună seara! Ideea filmului n-a venit așa brusc ca o revelație, au fost tot fel de gânduri adunate legate de viața mea, de viața mea ca bărbat în societatea asta, de cum sunt văzuți bărbații și cum cred eu că sunt bărbații de fapt. Și am zis să fac o comedie despre cum cred eu că sunt bărbații, care, deși aparent încearcă să fie așa macho, șmecher, nu știu ce, de fapt sunt mai fraier decât ar vrea ei să... Suntem ca mielușei. Da. Și din punctul tău de vedere, cum a fost construcția filmului? De la scenariu până la efectiv producția efectivă a filmului, cum a fost cu toată această construcție, tot acest drum, să zicem? A durat destul de mult, adică de la prima variantă de scenariu până la momentul premierei au trecut aproape 5 ani. 3 ani și jumătate până finanțat filmul și am pregătit filmarea. După aia, anul trecut, în aprilie-mai, am avut 25 de zile de filmare și după aia, încă un an de zile de postproducție, filmul a fost gata anul ăsta prin mai. Am înțeles. Și te regăsești în personajul principal? Da, chiar mă regăsesc. Nu 100%, nu este un film biografic, nu... Dar fricile personajului și gândurile personajului îmi sunt proprii, da. Cum a fost colaborarea cu Papi? Foarte bună. Eu mai lucrasem cu el la două lozuri înainte. Inițial nu-mi doream să folosesc din nou un actor cu care lucrasem foarte recent, cel puțin într-un rol principal, dar până la urmă s-a potrivit foarte bine cu personajul și s-a dovedit că a fost o opțiune bună. Iar la filmare ne-am înțeles foarte bine. Trebuie să reamintim faptul că Două lozuri, despre care ai povestit, a fost un film care, trebuie să recunoaștem și acum vorbim franc, a avut destul de bune încasările pe piața românească, având în vedere că nu era chiar atât de ușoară comedia. Erau acolo niște mesaje, chiar dacă vorbim de Două lozuri. Da, eu, din punctul meu de vedere, Două lozuri e un film destul de simplu, adică de asta probabil a avut și succes la spectatori, că a fost un film fără pretenții. Și filmul ăsta e un film destul de nepretențios în esență, de asta cred eu că o să aibă și el parte de o recepție bună din partea publicului. Într-adevăr, nu este genul de film care să rupă box office-ul în două, dar cred că o să, cel puțin eu cred că publicul pleacă satisfăcut de la filmul ăsta. O singură întrebare mai am, după care am să te las, că e foarte multă lume care așteaptă să vorbească cu tine. Dacă ne poți spune două cuvinte de un viitor proiect? Nu, încă n-am niciun viitor proiect. Am alte proiecte în calitate de producător, produc alte filme ale altor regizori. După ce vom termina cu lansarea filmului și cu promovarea lui, o să încep să mă gândesc la următorul proiect. Oricum, mulțumim frumos și baftă în continuare. Mersi și eu. Bună seara, Alex, și mă bucur că ne vedem după atâta vreme, nu ne-am mai văzut de mult timp. Da, e adevărat, nu ne-am mai văzut de ani buni. Ia zi-mi, cum e să fii personajul principal într-o poveste a unui pier de vară? Păi e bine, este un film pe care l-am făcut cu mare bucurie, am primit vestea că am luat castingul cu mare bucurie, a venit oarecum pe nepregătite și e un film făcut de Paul, cu care sunt prieten, e o comedie, este exact rolul pe care și l-ar dori orice actor. Te regăsești în personajul pe care îl interpretezi? Într-un fel, da. Nu sunt total de acord cu opiniile lui, cu
modul în care vede viața, dar o puternică empatie față de acest personaj am. Da, adică pe mine câteodată mă întristează modul de a gândi al lui Petru. Cum a fost, te întreb acum despre un alt film, pentru că ne-am întâlnit și atunci, dar nici atunci n-am apucat să stăm de vorbă. Două lozuri, cum a fost aventura aia și cum e aventura asta comparativ cu celălalt film? Păi, autorul este același. Acum, Două lozuri a fost o întâmplare fericită, s-au aliniat planetele. Eu am mai spus-o, Două lozuri a devenit un hit, dar putea foarte bine să nu fie, adică nu există o rețetă pentru lansarea unui film neapărat. Dar, mă rog, aici au mai picat secvențe din film, a fost montat Două lozuri, cred că este singurul film românesc în care au intrat toate secvențele, tot ce scria în scenariu a intrat în film. Acum, Povestea unui pierd de vară este un alt tip de comedie față de Două lozuri, care era cu aplauze după fiecare scenă. Asta este o comedie mai potolită, este un film filmat pe peliculă, este un film prin excelență citadin, se întâmplă în București, în centrul Bucureștiului, în Buricul Târgului. Deci lucrurile sunt bune. Dacă mă întreb pe mine, subiectiv vorbind, genul ăsta de film îmi place mai mult. Eram convins că asta e să spui, pentru că cam ne știm așa lucrurile. Vreau să mai întreb un singur lucru. Din punctul tău de vedere, cinematografia românească, acum, da, unde ești tu, ca și actor, da, unde crezi că merge în momentul ăsta? Păi, cinematografia românească este, nu știu, echivalentul gimnasticii din anii 70. Este, cum să spun... Filmele românești sunt extrem de apreciate. Eu am prins perioada aia anilor, începutul anilor 2000, când la festivaluri lumea se uita cu destul de multă circumspecție la filmele românești. Acum, când apare orice film românesc în festival, tot se buluce să-l vadă. Premii, regizori, nou val și așa mai departe. Este un... Mulțumesc mult, Alex, pentru interviu și vreau să-ți urez multă baftă în continuare și să dea Domnul Sail cât mai multe roluri de genul ăsta și de genul celor care ți le dorești tu cel mai mult. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O seară bună. Bună seară și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu vă mulțumesc. Cu cine stăm de vorbă? Sunt Radu Romaniuc, sunt actor. În Povestea unui pierd de var sunt Silviu, un scriitor semiratat, care e unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Petru, protagonistul filmului nostru de aici. El e, îl vedeți, da? Cel mai bun prieten, da? Și împreună cu Andy, interpretat de Rolando Mazzangos, comentăm viața amoroasă a lui Petru și escapadele lui destul de nereușite. Cum ți s-a părut povestea filmului? Prima dată când ai citit scenariul acestui film, Povestea unui pierd de vară, cum ți s-a părut și ce te-a atras de a intra în proiectul ăsta în cele din urmă? Mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că e o poveste despre bărbați confuzi, cred că ăsta e pluralul, vai, și eu sunt un bărbat confuz. Cred că cu toții suntem niște bărbați confuzi, pentru că societatea are niște așteptări de la bărbați și realitatea e că nu prea reușim să le îndeplinim. Era un bărbat de o vârstă imprecisă, bine clădit și perfect îngrijit. Profesor la Politehnică, era unul dintre preferații studenților. Sau al studentelor. Cristina, nu? Era genul de profesor căruia îi plăceau ecuațiile cu mai multe necunoscute. Uite, vin într-o noapte la mine să încerc să dorm, să vezi dacă poți. Nu m-am culcat niciodată cu o studentă de-a mea. Mă rog, cel puțin când mi-a fost student. Și cum arată ei, mușica? Ducea o viață lipsită de griji și fără prea multe emoții. Dar destinul avea alte planuri pentru el. Eu sunt însărcinată. Cum? Sunt însărcinată. Mai degrabă că a fost un șoc. Șoc. De ce mă faci, mă, impotent? Am zis eu ceva de impotent? Fii, e mai bine acum, e conștientă? A avut o sincopă cardiacă, i-a crescut tensiunea, a avut palpitații. Când în rezolvarea unei ecuații greșești un calcul la început, rezultatul va fi distorsionat de greșeala inițială. Deci soluția reală a ecuației este zero. Da. Erau gânduri care nu păreau să ducă nicăieri, cum nicăieri nu pare să ducă nici povestea asta. Așa, și care e problema?
Eu ți explic și tu nu înțelegi. HIV, sifilis, gonoree, hepatita B, ce mai vrei? Bă, până la urmă asta am vrut. Că ești prost, mă vezi? Asta ce, poza sau pictură? Eu ar trebui să mă simt prost. Nu simt mă nimic, simt că mă înțeapă aici, am mâncat o merdenea. Asta e gol pe dinamă. Nu, nu e gol, am mâncat o merdenea. Ce să zic? Stai-mă un pic, tu vrei să zici că nu sunt romantic, că nu ți-a luat niște plante moarte? Pe bune acum. Să vezi, nu ești deloc romantic. Fix asta își doresc femeile să primească, găini moarte. Mă rog, e mai complicat. Cam atât pentru ediția de astăzi a emisiunii Culart. Până data viitoare, să fiți cu minți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. Seară bună!